Bună, Mangalia! Suntem foarte fericiți pentru că astăzi Clubul Rotary Mangalia are un oaspet deosebit. Pe domnul Valentin, ați venit aici cu un grup de artiști deosebiți, foarte talentați. Cum vă simțiți între ei? Astăzi sunt copiii cum iubesc picteză, cum iubesc artiștii toate și cu puțin jumate a terminat școala din artiștii, din picteză și nu iubesc artiștii, picturii. Vă simțiți bine împreună, mai ales la mare când pictați? Da, mare asta e inima noastră, mare pentru toate, cum abitat aici, dacă e pentru asta e bine. Pentru că știu că sunteți din Balcic și iar pe noi românii ne leagă foarte mult iubirea de această zonă, Balcicul. Cum o priviți dumneavoastră cu ochi de pictor? Cu mine au venit mult pictori, dar Balcic e foarte interesant cu panorama. Balcic e foarte interesant cu peisajele toate. E mult, foarte mult pictori din România, din Rusia, din Germania, toate. Și nu este problem. Asta e pot cu culture. Balcic e pot de culture. Un port de cultură și un pod ce leagă țările noastre. Cum vă simțiți în orașul nostru, Mangalia? Vostru oraș, am mult prieteni. Mangalia asta e pentru mine, cum ai venit, e foarte bine. Dacă aici e mare, dacă aici sunt prietenii mei, e foarte bine. Și orașul nostru v-a dat așa vreo idee de pictură, de vreo pânză pe care să așterneți ceva? Da, este cum să vedesc peisajele cu mare, cum să vedesc ce ai cu compoziție cu casele, e foarte bine, foarte bine cu noi. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați fost astăzi alături de noi și vă doresc succes în continuare. Mulțumesc!